Bun găsit, începe ora de profit.ro. Astăzi discutăm despre evoluțiile economice îngrijorătoare din această perioadă. Domnul Mircea Coșea, profesor de economie, va fi alături de noi. Iată acum câteva dintre principalele știri economice ale săptămânii. Românii cu venituri mici ar putea primi un sprijin în vouchere de câte 50 de euro pentru alimentele de bază, iar elevii din familiile sărace ar putea primi vouchere de 30 de euro pentru rechizite și haine. Propunerile aparțin PSD și urmează să fie puse în discuția coaliției. România a înregistrat un deficit bugetar de 0,72% din PIB în primele două luni ale anului, adică a scăzut față de perioada similară din 2021. Atunci, procentul a fost de puțin peste 1%. Valoarea deficitului pe primele două luni se ridică la 9,5 miliarde de lei. Rubla și-a revenit săptămâna aceasta la nivelul de dinainte de izbucnirea războiului din Ucraina. Moneda rusească s-a tranzacționat la 75,5 ruble pentru un dolar, față de 140 de ruble la începutul lunii martie. Profesorul de economie Mircea Coșea a fost vicepremier al României cu multe funcții de expert în CV, de la instituții din țară până la Parlamentul European și ONU, este acum alături de noi. Bună ziua! Seara bună, doamnă! Mulțumesc pentru invitație! BERD, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a revizuit în scădere estimarea privind avansul României în acest an la 2,8% în scădere față de 4,4% cât se estima în noiembrie și mai avertizează de asemenea că războiul din Ucraina va avea un impact sever asupra economiilor, mult dincolo de zona imediată a conflictului. Noi suntem într-o zonă foarte apropiată a acestui conflict și suntem într-o zonă care avea deja probleme. Știm că nivelul nostru de trai era unul care a fost în scădere încă de dinainte de război cu câteva luni. România este una dintre cele mai sărace țări din UE, conform Eurostat. Are un PIB pe cap de locuitor raportat la puterea de cumpărare la 73% din media Uniunii. Cum vedeți dumneavoastră românul mediu? Cine este el acum? Ce venituri are și ce libertate economică și ce putere reală de cumpărare în contextul acestei creșteri economice care nu mai este la nivelul la care era estimată? Nici nu își aduce în discuție creșterea economică, pentru că nu sunt sigur că nici aceasta pe care o avem acum va fi posibil de realizat la sfârșitul anului. Pe părerea mea, anul acesta e cel mai greu an pe care îl parcurgem. După 1990, din toate punctele de vedere, România este atacată și nu putem să avem garanția că vom putea să ne descurcăm mai bine decât o anumită supraviețuire, între ghilimele, a societății și economiei românești. Ceea ce se întâmplă acum în România este un fenomen foarte neplăcut, ca să nu spun altul, și anume lipsa de măsuri, întârzierea lor foarte mare, incapacitatea găsirii unor soluții de fond la problemele care le avem, și aici mă refer la criza energetică, mă refer la această creștere extraordinară a prețurilor la alimente și la materiile prime agricole, ca și o anumită problemă a aprovizionării cu energie. Aici n-aș insista prea mult, pentru că România nu este într-o relație directă cu Gazprom. Toate lucrurile astea fac ca în România categoria de populație afectată de această criză să fie din ce în ce mai largă. După părerea mea și după calculele care le-am făcut, nu mai vorbim numai de populația foarte săracă în România. Sunt 3 sau 4 milioane de oameni care au un venit mic, fie salarial, fie de pensii. Acum, la începutul anului, guvernul stabilise că 2200 ar fi cifra la care s-ar putea trăi în România, deși era mult sub valoarea coșului mediu. Acum văd că anumite propuneri care se fac pentru o anumită îmbunătățire a condițiilor de viață a populației sărace coboară și mai mult nivelul, să ajunge la un plafon de 600 de lei. Asta ce înseamnă? Înseamnă că coborârea condițiilor de viață, și fac o remarcă, nu vorbesc de standard de viață sau nivel de trai, vorbesc de condiții de viață. Condiții de viață, ăsta este un indicator care arată mai mult decât standardul sau nivelul de trai, pentru că el conține și anumite elemente de mediu, de presiuni pe care cetățeanul le primește din partea incertitudinilor în care este supus în actualele condiții și a unor pierderi de facilități pe care le are. Deci această
pierderea condițiilor de viață, scăderea condițiilor de viață, eu apreciez că se va axa în acest an și pe clasa mijlocie. Deci clasa mijlocie din România, care și așa nu e foarte dezvoltată, va suferi foarte mult, pentru că, să zicem, venitul mediu la clasa mijlocie ar putea fi de 1000 de dolari, de euro pe lună, dacă, conform calculelor, chiar după plafonarea prețurilor la energie pe un an, factura la energie, plus creșterea combustibilului, plus taxele locale care au crescut, plus creșterea asigurărilor, plus creșterea prețurilor la alte elemente decât cele ale alimentației, și anume la medicamente, fac ca aproximativ 55% până la 65% din venitul de care vorbeam să fie dat, să fie plătit prin aceste facturi sau alte creșteri. Rămâne o cantitate de lichiditate la nivelul bugetului familiei prea mică pentru a menține condițiile de viață acceptabile pe care această categorie de clasă medie le avea înainte de începerea acestei crize. Deci vom asista, după părerea mea, chiar de la sfârșitul lunii aprilie, la o scădere accentuată a consumului, ca urmare a lipsei de lichiditate. Populația nu va mai avea bani, nu numai pentru că există foarte multe societăți mici și mijlocii în faliment, încă de la începutul anului, ca urmare a incapacității plății facturilor, ca urmare a creșterii șomajului, poate chiar un șomaj temporar sau un șomaj asistat, dar el va fi, de întreprinderile mari care nu mai pot face față micile facturilor. Și atunci ceea ce rămâne ca lichiditate la individ se micșorează. Se intră într-o situație în care banii se micșorează din punct de vedere al nivelului la care eram obișnuiți înainte de, să zicem, luna decembrie 2021. Mai mult decât atât, apare o creștere importantă la prețul produselor de utilitate imediată și esențială. Aici mă refer la alimentele de bază. Vedeți, România are o vulnerabilitate extraordinară în aceste condiții. Noi suntem liniștiți de decidenții noștri politici, de guvern, să zicem, dar nu numai, și de parlamentari și de alți factori politici. Ne liniștesc că România e o țară singură, o țară în care nu se întâmplă lucruri rele, pentru că avem stocuri de produse alimentare și pentru că importăm foarte puțin gaz de la Gazprom, deci nu ne-ar afecta situația gazului așa cum ne afectează pe alții. E o situație care nu se dovedește a fi reală și din punct de vedere al informației pe care cetățeanul o primește, nici măcar nu este corectă. Trebuie spus foarte clar că România este într-un mare pericol, pentru că are o vulnerabilitate structurală de care vorbeam. Care este acea vulnerabilitate? Este deficitul enorm al balanței comerciale. În termen și mai simplu, ce înseamnă asta? Înseamnă că din mâncarea de bază, nu mă refer la icre negre sau foie gras sau altceva, deci mâncarea de bază pe care cetățenii României o consumă zilnic, dacă au capacitatea să mănânce dimineața la prânz și seara, pentru că alții nici măcar asta nu pot, aceste alimente de bază sunt importate, deci sunt aduse din străinătate în proporție de 70%. E un lucru îngrozitor de grav. Îngrozitor de grav. 70%. Deci dacă importul nu mai există, de mâine, să zicem, apare o situație critică, rușii taie și comunicarea, taie comerțul, fac cine știe ce, pentru că sunt în stare de orice, noi nu mai avem ce mânca. Vă dați seama, într-o țară care are cea mai mare producție de cereale și de floarea soarelui din Europa anul trecut. De ce? Pentru că noi nu procesăm în țară aceste produse, adică nu le prelucrăm în țară. Există o mare diferență între producția agricolă românească, care este suficient de mare, anul trecut chiar record european, și industria alimentară, adică cea care procesează aceste produse, care le transformă în produse pe care noi le consumăm și care nu lucrează sau este foarte puțin reprezentată. O să vă dau un singur exemplu care este bazat pe
ceea ce am pătimit acum vreo 3 săptămâni, și anume criza uleiului, când oamenii s-au bătut în magazine ca să cumpere ulei datorită, mă rog, unor comunicații extrem de hai să spunem, mediocre între guvern și populație. Nu a fost, au circulat niște lucruri neverificate. Mă rog, nu discutăm ce s-a întâmplat. Dar la baza acestui fenomen există totuși un lucru real, și anume că acum 20 și ceva de ani, România avea 50 de fabrici de ulei. Azi mai are 5. Dar este o diferență uriașă. O diferență uriașă, cum spune dumneavoastră. Și atunci, gândiți-vă că dependența noastră de import, chiar la produse pe care noi am putea să le facem ușor în România, ne duce într-o situație periculoasă, pentru că aceste creșteri importante de prețuri care au loc în Europa, chiar în țări care au nevoie de 100% sau 80% import de gaz rusesc, care nu mai știu cum să-l plătească în ruble, în euro, mă rog, aici e de discutat. Aceste prețuri care cresc în fiecare zi, practic, la alimente, făcând chiar ca în Spania, de exemplu, să existe anumite raționalizări, aceste prețuri uriașe vin peste noi prin import. Deci astea nu putem să le controlăm. Și atunci la raft vom avea niște prețuri din ce în ce mai mari pentru simplu fapt că nu avem capacitatea să producem în țară mărfuri și le importăm de la alții care au prețuri din ce în ce mai mari. Ați menționat acum Spania, unde inflația se apropie și acolo de 10%, așa cum BNR ne spune că s-ar putea să întâmple foarte curând și la noi. Cât de mult poate să mai meargă în jos nivelul de trai și direcția economiei românești? Pentru că, așa cum am văzut, nu sunteți deloc optimist. Am putea să ajungem chiar pe scădere economică? Până pe de scădere economică noi avem, deja. Trimestrul 4 al anului 2021 este pe scădere. Se pare că și primul trimestru al acestui an este tot pe scădere, aproape sigur, deci suntem în recesiune tehnică. Asta înseamnă scădere. Nu mai discutăm dacă e posibil. E deja prezent. Adică măsurile care trebuie luate trebuie să fie urgente, pentru că altfel scădem. De altfel, această scădere este reflectată și în estimarea pe care a făcut-o în străinătate. Am scăzut de la 4 la 2 ritmul de creștere, ceea ce înseamnă că nu mai există certitudinea că vom putea menține o creștere a economiei, ci ne așteptă probleme dificile, care ar fi bine să fie o stagnare, dar poate să fie și o scădere. Inflația e mai mare decât cea oficială la produsele de bază. Așa după cum probabil toată lumea știe, inflația se calculează pe un coș de produse, dar la acest coș de produse, populația săracă nu are acces, că nu interesează. Omul sărac care are 1000 de lei pensie sau chiar 2000 sau chiar 2500, nu s-a pus ca acum să cumpere plasme, fel de lucruri de astea scumpe. Ei se duc să cumpere mâncare. Ori aceste produse de bază au o creștere care arată că inflația e de acum cu două cifre, dacă nu chiar aproape de trei. Gândiți-vă ce creștere are uleiul, ce creștere are făina, cartofii, lactatele, carnea. Sunt toate peste două cifre. Acestea au cel mai mare impact asupra persoanelor cu venituri mici, care, așa cum spuneați, sunt foarte mulți în România, sunt cei mai mulți, de fapt. Pentru că nici clasa medie nu are niște venituri foarte mari. Și știți deja și dumneavoastră, probabil, propunerea PSD referitoare la această formă de sprijin prin oferirea de vouchere de 50% pentru alimentele de bază, respectiv 50 de euro, îmi cer scuze, respectiv 30 de euro pentru copiii din familiile sărace, pentru rechizite. Și am văzut că acest impact calculat ar fi de 700 de milioane de euro asupra bugetului. Cum vedeți dumneavoastră această propunere? Este realizabilă? PNL-ul merge mai departe și spune că ar dori dublarea sumei și dublarea perioadei de acordare. Este sustenabilă la buget? Cum considerați că este această măsură? Fără falsă modestie, trebuie să vă spun, și probabil dacă citiți presa și ascultați mass media, știți, încă de acum câteva luni am propus această măsură. Am propus această măsură deoarece România în anul acesta nu poate mări pensiile sub nicio formă. Bugetul pensiilor, chiar ajutat de bugetul național, nu poate asigura o creștere a pensiilor și toată această tevatură cu renegocierea PNRR-ului, să poate sau nu se poate, arată că de fapt guvernul nu are soluție bugetară.
Și atunci, pentru ajutorarea acestor populații care sunt în pericol de a nu mai putea supraviețui, chiar, e necesar să existe o gamă de soluții pe care, care general se numesc de solidaritate. Una dintre ele este aceasta a voucherelor alimentare. Pentru o persoană care are un venit de 600 de lei, adică atât cât este plafonul dat de această hotărâre, 50 de euro pe lună este foarte binevenit. 50 de lei pe lună înseamnă să poată să cumpere o parte importantă a consumului de alimente de bază, începând de la făină, zahăr, ulei, cartofi și așa mai departe. Sigur că ar fi bine să fie și mai mult, dar nu se poate. Aceste măsuri ar trebui să fie completate și cu altele. Și anume, marile rețele comerciale din România, care toate sunt cu capital străin și care toate obțin în România profit mai mare decât în oricare altă țară europeană în care acționează, ar trebui să ia exemplu acestor politici pe care Ungaria le-a pus în funcțiune, parțial și Croația și Slovenia, și anume aceste rețele comerciale să ofere la prețuri minime sau chiar fără bani mărfurile care se depreciază într-o anumită perioadă, care ies din garanție, deci la care încă sunt posibil de consumat, pe baza talonului de pensii pentru populația cu venituri foarte mici. Ar trebui să existe, așa cum există în alte țări, măsuri de solidaritate ale marilor rețele de farmacii, care în România din nou sunt toate cu capital străin și au beneficii extraordinare, ca să vedem după câți bani cheltuiesc pentru publicitate, ar trebui să ofere la prețuri foarte mici, pe toate chiar gratuit, medicamentele de iarnă, cum se cheamă, pentru persoanele în vârstă, măcar niște vitamine, niște aspirine, pe care ei nu și le pot procura. Ar trebui ca rețelele de telefonie și de televiziune, care și ele sunt cu capital străin, să ofere o gratuitate temporară pe o anumită perioadă, 30 până la 45 de zile, persoanelor cu venituri foarte mici, pentru că aceste persoane, în general, sunt în vârstă, sunt bolnave, sunt singure, copiii ori le-au plecat în străinătate, ori nu mai au, izolarea în care trăiesc îi distruge. Deci comunicarea pe care ei poate să o aibă cu societatea, cu rudele, nu mai e posibilă în situația în care ei nu mai pot plăti abonamentele. O mică gratuitate ar prinde bine și aici. Care e concluzia? În situația atât de extraordinar de grave cum suntem acum, dumneavoastră a spus că sunt pesimist. Nu sunt pesimist, sunt realist și am calcule la baza tot ceea ce spun. E o situație cum noi n-am mai trecut prin ea. E foarte complicată. E complicată și pentru guvern, pentru toată lumea. În aceste situații se cer măsuri excepționale pentru salvarea unei părți a populației care este în pericol de a nu mai putea face față acestor probleme. Trebuie să-i salvăm. Ce măsuri excepționale, așa cum spuneați, ar putea fi aplicate, de exemplu, de către stat referitor la carburanți? Am văzut ce scumpiri sunt în ultima vreme, am văzut inclusiv această criză a cozilor la benzinărie. Ce credeți că se poate face ca măsură excepțională, așa cum spuneați, pe acest palier? Nu aș lua nicio măsură de ajutorare a particularilor, a celor care au mașini. Eu am mașină, probabil că aveți și dumneavoastră, toată lumea are. Mi-aș lăsa să se descurce cu prețurile care sunt acum. Pentru că aș ajuta pe altcineva. Aș ajuta două ramuri economice care sunt esențiale în momentul de față. Prima este agricultura. Intrăm acum, în câteva zile, în anumite părți ale țării, deja s-a intrat în campania agricolă de primăvară. Asta înseamnă lucru cu tractorul și cu alte utilaje care consumă carburant. La prețul de 8 lei litru de diesel, fermierii nu pot plăti carburant. Sau își reduc foarte mult activitatea. Ori dacă noi nu avem o campanie agricolă bună în acest an, un an dificil, foarte secetos, riscăm să avem producție proastă. Riscăm, chiar și noi, o țară bogată din punct de vedere al resurselor alimentare, să avem lipsă la anumite produse în toamna acestui an. Trebuie să lucrăm bine pământul. Deci aici aș reduce acciza sau aș introduce o metodă care se numește motorină colorată, care s-a mai practicat în România, să introduce în motorină un colorant ca ea să poată să fie identificată pentru a nu fi furată de altcineva și ea se folosește doar pentru lucrările agricole cu o subvenție.
A doua ramură pe care aș ajuta-o este, și de altfel dacă e în atenția guvernului această ramură, este a transportatorilor internaționali, a TIR-ului. E o ramură care merge bine în România și care aduce beneficii. Trebuie să fie ajutată, pentru că cu acest preț la carburant nu poate să mai facă față. Am văzut că guvernul se gândește la asta foarte bine, dar apare altă problemă. Guvernul sau liderii politici se gândesc la multe lucruri, dar nu le pun în practică. Aceste propuneri de care și dumneavoastră menționați, și anume voucherile și reducerea accizei pentru transportatori la motorină, sunt niște declarații ale președintelui Partidului Social Democrat, parte a coaliției, dar care foarte, foarte senin spune domnia sa că nu s-a descurcat în coaliție, deci nu s-a luat încă nicio măsură. Timpul nu mai lucrează în favoarea României, da, mă, să știți. Lucrurile merg în rău. Pe plan internațional este o lipsă de predictibilitate de care n-am mai avut parte niciodată. Nu știm ce se întâmplă, nu știm ce ne așteaptă. Trebuie să fim precauți, trebuie să fim atenți, iar noi întârziem cu măsurile. După o zi pe alta, în România, verbul guvernamental este la viitor. Întotdeauna vom vedea, vom analiza, vă vom comunica, vom lua măsuri. Foarte bună această observație a dumneavoastră. Și avem și un studiu CFA care acoperă finalul lunii februarie, câteva zile înainte de război și câteva zile după război, și spune în mare, cam ce spuneți și dumneavoastră, PIB-ul estimat a coborât de la 5,9%, acum se spune că va fi 3,5%, iar încrederea macroeconomică a scăzut cu 10,5 puncte și a ajuns la 45,2 puncte. Cum vedeți acest rezultat al acestui sondaj? Este vorba de previziunile pe un an în față. Ce credeți că o să se întâmple în următorul an? Avem de a face cu un sondaj care ia în calcul opinia celor care sunt în economia reală, celor care lucrează în economia reală și care până acum câteva luni erau destul de optimiști. Deodată optimismul a cam dispărut, ceea ce înseamnă că la nivelul economiei reale s-a conștientizat pericolul care vine, și anume o inflație galopantă de o duritate extraordinară și mai ales lipsa de predictibilitate de care spuneam. Noi suntem o țară la câteva zeci de kilometri de un război. Nu știm când se va termina și chiar dacă se va termina, va rămâne o zonă foarte, foarte complicată din punct de vedere geopolitic. Deci investitorii sigur că sunt foarte atenți. Mai trebuie să adăugăm aici și faptul că investitorii străini nu mai sunt atât de dorbi să vină într-o țară care are probleme de apropiere de un război. Mai așteaptă să vadă ce se întâmplă, cum merg lucrurile. Deci nu ne putem aștepta în viitor nici de o abundență de capital străin. Toate lucrurile intră într-o anumită constrângere, ceea ce înseamnă că, și aduc aici în discuție un alt termen pe care l-am introdus acum câteva timp, intrăm într-o economie de război. Așa se cheamă în teoria economică. Economia de război este acel tip de economie care are ca obiectiv principal, sau care nu mai are ca obiectiv principal, niște elemente de creștere economică, de modernizare, de fel de fel de lucruri extraordinar de plăcute la auz și la vedere, ce are ca obiectiv principal asigurarea supraviețuirii populației în condiții rezonabile în orice situație de catastrofă, fie naturală, fie de război. Ori noi suntem în această situație, deci obligația guvernului este să ne asigure, să ne protejeze, dar să ne asigure că în orice condiții vom trăi decent. Adică vom avea ce mânca, vom putea să cumpărăm ceea ce vrem să mâncăm, vom fi în siguranță din punct de vedere al locurilor de muncă și al veniturilor. Asta presupune o regândire a modului de guvernare. Și anume, cred că trebuie trecut la niște reforme care să ridice cât se poate de repede nivelul de tehnologizare al industriei românești. Industria românească este dependentă prea mult de industria din țările din Occidentul Europei, deci este contagiată imediat de problemele pe care le au aceia. Noi producem multe piese de schimb sub ansamblu la automobile pentru cei din Occident. Dar criza automobilului în Occident, ca urmare a lipsei chipurilor, de exemplu, sau acum creșterea prețurilor la carburant, ne va pune și pe noi într-o situație dificilă, pentru că nu vom mai primi comenzi. Logic. Deci trebuie să avem o industrie care să fie bazată pe propriile resurse.
o industrie care să fie din ce în ce mai inovatoare, o industrie mai puțin consumatoare de energie pe unitate de produs, deci mai tehnologizată, și o industrie care să fie mai bine repartizată pe teritoriul țării. Pentru că suntem o țară care avem niște deosebiri extraordinare între zonele țării, care face ca România să fie unde a ajuns de bine structurată din punct de vedere al condițiilor de viață pentru cetățenii acolo unde și cum lucrează. Ultimele date statistice, spre exemplu, oficiale, arată că dacă în București există 4 pensionari la 10 persoane care lucrează, în nordul țării sunt 16 la 10. Deci vă dați seama ce presiune este în nordul țării, acolo unde pensionarii sunt întreținuți de populație activă sub nivelul. Este o diferență absolut uriașă. Cumva ar trebui deja, înainte să se întâmple războiul, ar fi trebuit să ne gândim la ceea ce dumneavoastră numiți o economie de război. Din păcate, situația era destul de grea și dinainte de acest conflict. Mulțumim foarte mult, domnule profesor, pentru participarea de astăzi la Ora de Profit.ro. Imediat vorbim despre cum putem investi eficient alocația copiilor. Rămâneți aici, revenim! Am revenit la Ora de Profit.ro. Iată încă 3 știri economice din săptămâna care tocmai s-a încheiat. Pensia medie din România a crescut anul trecut cu 11%. Valoarea ei a ajuns la 1.666 de lei, iar numărul pensionarilor a scăzut cu 49.000 față de 2020. Potrivit Institutului Național de Statistică, raportul dintre numărul pensionarilor și cel al salariaților a fost de 9 la 10, la fel ca în 2020. Cea mai mică pensie medie a fost de 1.273 de lei, iar cea mai mare 1.889. Compania de stat Romgaz se pregătește să cumpere gaze naturale lichefiate prin terminalele din Grecia și Croația. Măsura vine pe fondul planurilor Uniunii Europene de reducere a importurilor de la Gazprom, totul ca răspuns la agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Iar rata anuală a inflației din Germania a crescut de la 5,1% în februarie la 7,3% în martie, pe fondul creșterii prețului la energie. Este cel mai mare nivel înregistrat după unificarea țării în 1990. Inflația record și în Spania, aproape 10%. Daniel Apostol, director de comunicare al Autorității de Supraveghere Financiară, este acum alături de noi. Bună ziua! Bună ziua, bun găsit! Vorbim astăzi despre cum putem investi o parte din banii pe care vrem să-i punem deoparte ca să ne sprijinim copiii și educația lor. Așadar, cum putem investi eficient, de exemplu, alocația copiilor, astfel încât la majorat să existe acolo un depozit pentru studii? E foarte bine că ne gândim la economisi pe termen lung. Iar un prim pas pe care putem să-l facem este să punem picătură cu picătură câte un ban deoparte până când reușim să producem, să zicem, un ocean. De altfel, economisirea reprezintă unul dintre mijloacele cheie prin care putem să ne asigurăm bunăstare în momentul în care suntem activ economic pentru o perioadă ulterioară. Am propus, spre exemplificare, acest model al modului în care putem să aducem beneficii în viitor copiilor noștri utilizând sumele pe care le primim de la stat sub această umbrelă a alocației de stat. Și întrebarea firească este cât se poate de simplă. Cum faci? Cum pui în practică o astfel de soluție? Ei bine, am luat un exercițiu de imaginație, dacă vreți. Știm că alocația de stat, care are o creștere cu inflația an de an, a avut anul trecut valoarea de 214 lei, a fost ajustată cu inflația și are o valoare de 243 de lei. Astfel, o familie care, să spunem, că are un copil în vârstă de 3 ani și urmează să primească această alocație de stat de la vârsta de 2 ani până la vârsta de 18 ani, primește lunar anul acesta 243 de lei. Ei bine, ar putea această familie să achiziționeze lunar unități de fond
și lună de lună, timp de 15 ani, până la împlinirea celor 18 ani majoratul copilului, prin achiziționarea acestor unități de fond, practic să creeze o economie pe termen lung, un depozit. Când cel actualmente, să spunem, cel mic, urmează să ajungă la majorat la 18 ani, familia va fi derulat până la acea vârstă practic un program de investiție. Cu puține bătăi de cap, cu bani puțini, cu picătura chinezească, spuneam eu, această alocație de stat, acumulată lună de lună, lună de lună, lună de lună, an de an, astfel încât la finalul unei perioade, reper cum am luat noi în calculul exemplificat de 15 ani, ce să vedeți, o familie poate să ofere copilului ei, ajuns la majorat, nu la maturitate, la vârsta majoratului, o sumă de aproximativ 80.000 de lei, calculată doar pentru exemplificare, să spunem, mai simplist. Adică am luat un profil de risc moderat la un fond de investiții mixt în lei, în moneda națională, adică instrumente cu venit fix și o componentă mică de acțiuni. De asta zic, un profil de risc mai moderat, mai conservator, mai sigur. Explicați puțin pentru cei care nu știu foarte bine detalii tehnice, cum funcționează această metodă, ce înseamnă un fond de investiții pe scurt și cum îi ajută pe ei, într-un caz concret, așa cum ați spus, să pună, de exemplu, alocațiile deoparte. Da, înainte de toate trebuie să fie foarte bine informat, să se intereseze cu privire la ideea de fond de investiții. Și să vadă care sunt ofertele din piață, pentru că sunt un portofoliu destul de larg. Apoi, investiția pe care ne dorim să o facem cu alocația de stat a copilului, astfel încât la împlinirea vârstei majoratului copilului nostru să beneficieze de o acumulare de sumă semnificativă, trebuie să aibă un anume caracter investițional. Spuneam eu, un risc mai moderat. Nu ne aruncăm să achiziționăm titluri care au un risc, chiar sub promisiunea unui randament mare, prezintă un risc crescut. Noi facem o economie pe termen lung, o investiție în termen lung și atunci apelăm la un risc moderat. Avem de partea noastră și experți, putem apela la experți care reprezintă aceste fonduri de investiții. Risc moderat ce înseamnă? Obligațiuni, de exemplu, în loc de acțiuni? Mai ales instrumentele cu venit fix, obligațiuni, titluri de stat și mai puțină componentă cu risc mai sporit. Dacă ne uităm și luăm așa o cifră doar pentru exemplificare, o performanță anuală, un randament undeva la 8%, 8,5%, și facem un calcul, repet, doar pentru exemplificare, astfel că o familie cu un copil, punând lună de lună valoarea de astăzi a alocației, 243 de lei, presupunând că ea rămâne fixă, dar, repet, și aici este un factor variabil, pentru că alocația va fi ajustată cu inflația și este un program guvernamental de mărire a alocației, e bine, reușim să ajungem undeva la 80.000 de lei. În funcție de evoluția randamentelor, de firesc, suma poate să crească sau să scadă, pentru că totuși este o componentă investițională. În exemplul de calcul pe care vi l-am propus, nu am luat în considerare alte taxe, alte comisioane sau alte variații ale randamentului, ci doar spre exemplificare, am vrut să vă arăt cum anume alocația se poate transforma, dacă vreți, în investiție în educație. De asta ar fi un proces interesant de a-i face pe colegii noștri, pe toți telespectatorii, să conștientizeze faptul că picătură cu picătură, pus ban pe ban, această alocație de stat pe care o primim pentru copil, ea se poate transforma într-o sumă care poate să fie chiar o investiție în educație. La vârsta majoratului, tânărul la 18 ani,
devine, să zicem, posesorul unei sume de, rotujeam eu, 78-80 de mii de lei, poate un pic peste. Cu care poate achita taxe sau costuri de studii, da, la o universitate importantă, la o universitate pe care poate și-a dorit-o și, evident, cerul este limita, sumele pe care un părinte, dacă și le permite, le poate pune deoparte, este atât cât dorește fiecare. Mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi. A fost cu noi domnul Daniel Apostol, director de comunicare ASF. Andrei Cristea și Cristina Grecea, notar specializat pe real estate, sunt acum alături de mine. Vorbim despre numărul tranzacțiilor în perioada aceasta, despre valoarea lor, piața imobiliară, potențial de creștere, ce segmente încă vând. Bună ziua, bine ați venit! Ce segmente vând acum? Bună ziua! Bună ziua! Vă rog. Presupun că știți cu toții că situația nu este cea mai fericită în acest moment și lucrurile sunt cumva într-o stare de așteptare, dar totuși, chiar și în aceste condiții, există totuși o speranță și se fac cât de cât anumite tranzacții. Dar bineînțeles că lumea este încă speriată, nimeni nu știe ce se întâmplă, n-ai fi nicio predictibilitate, vă dați seama că e dificil. Deci încă fiind doar o lună de război și de această impredictibilitate, este greu să spunem deja ce mișcări se preconizează, nu, da, nu există o tendință greu. Clară încă. Este încă greu și lucrurile sunt împărțite. Sunt proiecte care au oprit activitatea și proiecte care continuă. Deci lucrurile sunt oricum ca întotdeauna. În orice criză, unii rezistă și fac bani, iar alții sunt în impas. Vorbim aici în special de medium up și luxury. Despre ce sume este vorba? La ce sume ne referim, Andrei, când vorbim de acest domeniu? Medium up și luxury, dar cu preponderență luxury încă vinde, apropo de ce spunea doamna Grecea. De la medium în jos e frozen, e ice age. Este liniște, este epoca de gheață, totul e înghețat. Luxury vinde pentru că proiectele de luxury erau deja în desfășurare și atunci e mai greu să pui stop pe hold și pe vânzări și pe tot. Problema, pe lângă asta, războiul, evident, problema este și prețul materialelor de construcție. Tot acel chain supply, tot lanțul de aprovizionare al materialelor de construcție este blocat și chiar dacă găsești, de exemplu, vorbeam cu investitori zilele trecute, fierul la un preț în momentul ăsta, care, by the way, e de 3 ori mai mare decât era doar luna trecută, nu are cine să ți-l aducă. Deci totul e cumva într-o stare de latență extraordinară. Notarul știe cel mai bine. Ce sume se rulează? Câte tranzacții au fost în această lună? Câte tranzacții sunt aranjate, să zicem, pentru luna următoare? Sincer, notarul nu le știe chiar pe toate, știe domeniul lui. Noi așa credem. Statistic vorbind, n-am încă informațiile necesare ca să îmi dau cu părerea, însă din ceea ce mă privește pe mine, la nivelul biroului meu, văd că lucrurile sunt oricum într-o oarecare latență, într-o oarecare așteptare. Adică oamenii sunt precauți și chiar culmea, cei care au bani mulți sunt mult mai speriați decât cei care sunt la un nivel mediu. Și întotdeauna cei care sunt bogați își fac mai mari griji, logic, pentru că resursele lor sunt importante și atunci vor să și le protejeze. Au mai mult de pierdut. Da, exact. Se vede acum, de exemplu, o clientelă ucraineană a apărut sau încă nu se observă așa ceva? Eu personal nu am observat-o. M-aș bucura să avem clienți, nu contează naționalitatea. Important e să avem tranzacții, nu? Doamna Grecea, fiind specializată, dacă îmi dați voie, pe, hai să spunem, nu pe notariatul de vad, deci pe oamenii care intră din stradă, e puțin probabil dacă acești ucrainieni nu rămân în România și nu-și dezvoltă propriul social environment și eventual business să apeleze la genul acesta puțin de notariat. Probabil, dar cred că e o... doar o poveste asta cu tranzacțiile în sensul ăsta. În ce sens o poveste? Adică știm cu toții că ucrainenii care tranzitează România nu au cum să investească aici din moment ce targetul era să ajungă în Austria, în Italia, în Spania, adică iar cei care rămân
sunt cei care nu au posibilități financiare. Care au nevoie și care au nevoie de inclusiv ajutor, de orientare. De, nu? Da. Ce se vinde în această perioadă sau în această lună? Ce s-a vândut mai mult? Apartamente, case sau grupuri în complexuri? S-au vândut proiectele care erau deja în derulare. Adică proiectele noi, și cunosc câteva, care au stagnat și așteaptă să vadă ce se întâmplă. Sunt și câteva proiecte care totuși vor să înceapă, dau semne că ignoră puțin situația, în speranța că acest război se va încheia în curând, dar totuși lucrurile sunt destul de dificile. Să sperăm că o să depășim situația. Deci, cum se spune în bursă, că este totul volatil. În momentul ăsta, același lucru descrie și piața imobiliară. Da, da. Deci e oricum și prea recent, încă o lună de zile este un timp scurt pentru ca cineva să schimbe total viața și să ia o decizie viabilă în acest sens. Mulțumesc foarte mult pentru participarea de astăzi la Ora de Profit. În doar câteva momente vorbim despre evenimentele politice ale săptămânii. Jurnalistul Cristi Citre va fi alături de mine. Rămâneți cu noi, revenim! Cristi Citre, colegul meu, este aici și vom discuta imediat despre săptămâna politică. Bine ai venit, Cristi! Bine te-am regăsit! Văd că echipa câștigătoare pierde. Ce da. Se întâmplă? Este foarte interesant ce se întâmplă în PNL. De mult se așteaptă mișcarea care a început acum împotriva lui Florin Câțu. Deși poate părea cam repede, totuși baza lui de putere a început să se prăbușească în momentul în care a pierdut funcția de prim-ministru. Iată că acum, practic, lui Florin Câțu îi se întâmplă ceea ce i s-a întâmplat lui Ludovic Orban anul trecut, ceea ce el cu mâna lui și cu ajutorul președintelui Klaus Iohannis și al echipei câștigătoare au făcut anul trecut, numai că acum se întâmplă mult mai repede. Iată, un congres fulger, se întoarce roata, un congres fulger convocat pentru săptămâna viitoare, pentru duminica viitoare, pentru a fi demis din funcție. Și asta pentru că el până acum cel puțin a refuzat să plece de bunăvoie. Practic, liderii PNL au ajuns la capătul răbdării. Și liderii PNL, și președintele Klaus Iohannis, și partenerilor de guvernare de la Partidul Social Democrat. Practic, Florin Câțu s-a poziționat, de când a început această coaliție cu PSD, s-a poziționat ca o voce a opoziției în interiorul coaliției. Criticând măsurile, ieșind cu idei care n-au, și cu propuneri economice, propuneri de impact, care n-au fost discutate nici în partid, nici în coaliție, dar el ieșea cu ele public, fiind contrazise ulterior și prin decizii ale guvernului și prin declarații ale celorlalți oficiali guvernamentali. Rezultatul acestei opoziții din interior, iată, a fost că au ajuns cu toții la această exasperare și acum îl demit. Îl vor da jos de la șefia partidului, îl vor pune în locul său pe Nicolae Ciucă, cel mai probabil. Și da, unul dintre rezultate a fost, sau cel puțin ceea ce îi reproșează liderii PNL lui Florin Câțu. Prăbușirea PNL în sondaje, ultimul sondaj de la 16%, la distanță enormă, mai puțin decât jumătate față de Partidul Social Democrat, care este cotat la 35%, și la doar 1% față de AUR, care este cotat cu 15%. USR este la 12%, practic în staționare de câteva luni bune. Și ne mai arată ceva acest ultim sondaj. Bun, trebuie precizat că acest sondaj vine din partea Avangard și este făcut la comanda Partidului Social Democrat. Dar trendul pe care ni-l arată se păstrează, indiferent de cine face și cine a comandat sondajele. Un alt lucru important, asta vreau să spun, este cota de încredere a liderilor. Florin Câțu este politicianul din România cu cea mai scăzută cotă de încredere. Este la 6%, alături de Tareș Bogdan. Sunt pe ultimele locuri. Este și acesta un reproș pe care îl aduc liberalii. Practic, este un lider care nu mai poate tracta partidul, este un lider care a dus partidul în jos, este un lider care face și creează mai multe tensiuni și trebuie înlăturat. Asta este opinia majoritară a partidului în acest moment. Și a mai pierdut cineva în această săptămână, în afară de echipă
echipa câștigătoare care pierde. A mai pierdut fostul președinte Traian Băsescu, Vila de Protocol și Serviciul SPP. Da, imediat după ce a venit decizia definitivă a Înaltei Curți, care a consfințit colaborarea lui Traian Băsescu cu fosta Securitate Comunistă ca poliție politică, ne amintim pe vremea când era student la Institutul de Marină, deci după ce a venit această decizie definitivă, au fost interpretări. Va pierde Traian Băsescu Casa de Protocol și Paza SPP, beneficii care i-au revenit în calitate de fost șef al statului sau nu. Și asta pentru că legea a fost modificată în 2021. Inițiativa de modificare a acestei legi a fost depusă imediat după ce a apărut informația că acest nou dosar a ieșit de la CNSAS de colaborare cu poliția politică. Au fost întrebările, iată, au fost lămurite. Rea, PPS a anunțat trebuie să elibereze casa, SPP a anunțat că îi retrage paza, își caută chirie un apartament cu 3 camere, fostul președinte acum, cel puțin asta declara, și end of story, ca să spunem așa. Între timp s-a și îmbolnăvit. Aceasta a fost Săptămâna Politică. Ne revedem duminica viitoare la ora de profit.ro de la 10. Rămâneți pe Prima TV. Imediat începe Insider Politic cu Sebastian Zachman.